Și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Mutată te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Iată câteva expresii teologice cu rădăcină dogmatică în taina întrupării, în taina zămislirii, în taina nașterii, în taina desăvârșirii și restaurării omului și în taina unirii omului cu Dumnezeu. Praznicul de astăzi, cel numit al adormirii Maicii Domnului, este de fapt și de drept o schimbare la față a lumii prin prototipul absolut al femeii desăvârșite. Și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. El te va păzi și atunci când va fi cu putință, îți va înțepa călcâiul. Apostolul Pavel sintetizează această idee într-un cuvânt mai simplu și spune așa: privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Diavolul umblă ca un leu și caută pe cine să înghită. În momentul în care îngerul coboară la Nazaret și aduce stâlparea de crin luată din grădina Raiului, Fecioara îi răspunde în mod solemn și liniștit: de ce mi-aduci aceste vești atât de înalte, străine mie, pentru că fiind fără căsătorie, fiind fără de bărbat, neștiind de dulceață de nuntă, n-aș vrea ca spusele tale din cer să fie ca o înșelare a Evei oarecând. Și atunci îngerul se apleacă cu toată smerenia și spune lumii întregi, așa cum ne arată Evanghelistul Luca în Evanghelia sa la capitolul 1, că puterea celui prea înalt te va umbri, adică ești direct sub protecția lui Dumnezeu, Duhul Sfânt va veni peste tine. Deci iată o formă de minune pe care nu o putem vedea cu ochiul liber. Prezența Duhului Sfânt în om. Și acum, sensul sau logosul minunii pentru care trebuie Duhul Sfânt să fie prezent: pruncul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema și El va mântui pe poporul Său. Iată ne pușă în fața a trei imagini care au la baza lor de trei ori lucrarea Duhului Sfânt. O pereche de părinți bătrâni desăvârșiți care vor naște o pruncă la bătrânețe după stăruite rugăciuni, numiți drepți dumnezeiești, adică păzitori cu desăvârșire și cu strășnicia poruncilor care țin de legea Vechiului Testament, vom găsi o lucrare a Duhului Sfânt în odrăstirea toiagului lui Aron atunci când Fecioara va fi logodită cu Iosif și o va încredința spre pază, ea fiind o tânără copilă,
iar acel toiac odrăslește și înverzește și Iosif devine, fără să vrea, martor al Duhului Sfânt și păzitor al Fecioarei. Martor al Duhului Sfânt, pentru că același înger cu strășnicie în glas și cu putere în cuvânt îi spune: să nu te temi să o iei pe Maria la tine, că ceea ce este în pântecele ei de la Duhul Sfânt este. Și din ziua aceea Iosif a luat-o pe Maria la sine și a purtat grijă de ea. Și a treia oară, aceeași lucrare a Duhului Sfânt, venind vremea ca pruncul să se nască, așa cum ne arată Evanghelistul Matei, fiind în preajma Betleemului, a cetății iudei, Betleemul iudei, casa pâinii, și tu, Betleeme, nu vei fi mai mic între cetățile lui Israel, găsim scris în Sfânta Scriptură că același martor al Duhului Sfânt, Iosif, vede în ce măsură Fecioara este sub ocrotirea Duhului Sfânt și sub paza lui Dumnezeu, atunci când ne scrie Evanghelistul: și n-a cunoscut-o Iosif pe ea până când l-a născut pe cel unul născut. Adică atunci și-a dat seama de lucrarea întreiterii feciorii. Fecioară înainte de naștere, mai înainte de naștere, fecioară în naștere și fecioară după naștere. Și din clipa aceea nu a mai avut vreo îndoială că ceea ce se petrece cu această femeie minunată este de fapt împlinirea Scripturii și a prorocilor de 5.000 de ani, scrisă de-a lungul Scripturilor în chip emblematic și matematic și mesianic și teologic și dogmatic și descoperit, cum spune, de fiecare dată la plinirea vremii. Iată-ne și la adormirea praznicului Maicii Domnului, când vorbim tot de prezența Duhului Sfânt și tot de o lucrare care depășește măsura minții omenești. Îl găsim pe Domnul Hristos deja înălțat la ceruri, dar îl mai vedem pe Iisus Hristos bătut în cuie pe cruce, adresându-se celui mai mic dintre ucenici și spunându-i așa: fiule, ea este mama ta. Și apoi mami adresându-i se: mamă, el este fiul tău. Și din ziua aceea, pe fecioara a luat-o Ioan Evanghelistul la el și a avut grijă de ea. Când a venit vremea, după ce apostolii au plecat în toată lumea să împlinească Evanghelia, și a venit momentul prin care fecioara trebuia să părăsească lumea pământească, ne arată Metafrastul și ne arată prologele lunii August și cuvântul de învățătură a tuturor părinților mari care au scris despre această taină, că la fel vorbim de prezența și lucrarea Duhului Sfânt într-un mod cu totul deosebit și depășit de puterea de gândire a minții noastre omenești. Întâi apare un înger cu 3 zile înainte de momentul săvârșirii din trup și plecării la cer, care îi aduce o stâlpare de finic, aducându-i stâlparea de finic, îi se închină, îi spune mesajul divin al fiului: stăpânul meu și fiul tău te vrea la veșnicele locașuri și pregătește-te de această mare taină,
pentru că se vor deschide cerurile pentru tine să mergi la tronul Stăpânului și la Fiul tău. Umplându-se de bucurie, Fecioara, primul lucru care l-a făcut, s-a dus în grădina Ghețimanii, acolo unde Fiul s-a rugat cu lacrimi de sânge pentru neamul omenesc și făcând rugăciune de mulțumire către Tatăl Ceresc, de fapt, către mirele care a poftit-o de atâta vreme că a poftit împăratul frumusețea ta, uită, fiică, casa ta și poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta, adică Dumnezeu Tatăl, și în clipa respectivă, ca un semn de pioșenie, toți măstrinii și toți copacii din grădina Ghețimanii se apleacă spre Fecioara Maria în semn de smerenie și își lasă picături de rouă. Fecioara se duce și anunță pe cei din preajmă, pe mironosițe, pe văduve, pe femeile care stăteau în preajma ei tot timpul, le spune de semnul pe care l-a primit și că trebuie să plece la fiul ei. Și în momentul în care are loc actul în sine al adormirii, noi nu putem vorbi de o moarte biologică, este o absurditate, fiind Maica Vieții mutată de la viață, deci vorbim de o altă formă dogmatică pe care o găsim la Parusie, și spune la Parusie că într-o clipeală de ochi toți ne vom schimba, nu toți vom muri, dar toți vom gusta moartea într-o clipeală de ochi. Adică ne vom transforma din trup pământesc în trup duhovnicesc. Ei, acest lucru care îl spune Pavel în epistole, noi îl găsim de plin de săvârșit, petrecut la Maica Domnului în câteva clipe, într-o clipeală de ochi. Și îl găsim sub această formă, așezată deja pe catafalcul pe care își va da Duhul pe acel pat așezat pe care trebuie să plece ea la cer, în momentul respectiv au loc două acte minunate sub puterea Duhului Sfânt. Norii cerului devin un fel de avioane, ca să spunem așa, într-un termen pe înțelesul dumneavoastră, îi recoltează, îi racolează pe apostoli împânziți pe tot pământul, unde erau duși fiecare în direcția lui, să răspândească Evanghelia lui Hristos, și pe norii cerului îi aduc într-o clipeală de ochi la Ierusalim, să fie de față la marele moment al despărțirii de prea sfânta născătoare de Dumnezeu din viața pământească și plecarea ei în viața cerească. Se face ca un vuiet și ca un cutremur mare, ceea ce ne face să credem că este exact prezența Duhului Sfânt care are această putere, care toate le poate, sau cum spune Damaschinul în dogmatică, Dumnezeu le face câte le vrea. Și în același timp mai vorbim de o putere a Duhului Sfânt în mod vizibil, care nu ține de capacitatea noastră de înțelegere și de capacitatea lui Dumnezeu de revărsare a harului și a harismelor, pentru că în clipa în care Fecioara se așează pe patul de adormire pe care va fi dus pe acea năsânie cu care va fi dusă la grădina Ghețimanii, unde este astăzi Ghețimanii, un mormântul Maicii Domnului, ea așezată pe patul respectiv, toți care veneau și se apropiau să îi se închine sau să ia ca o binecuvântare, să spunem într-un cuvânt, orbii începeau să vadă, șchiopii să umble, leproșii să se curățească, bolnavii să se vindece, deci dintr-o clipă, într-o singură clipă, dintr-o clipeală de ochi, trupul născătoare de Dumnezeu devine izvor de binecuvântare veșnică, de unde avem și până astăzi tradiția aceleași ram pe care îl sărbătorim în această ogradă al izvorului tămăduirii. Deci Maica Domnului, ca Maica lui Dumnezeu, ca Maica Vieții, ca Maica Luminii, ca Maica a lui Dumnezeu, Teotocos,
ca Maica și împărăteasa îngerilor și stăpâna heruvimilor și doamna serafimilor, femeia mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, ia capacitatea prin Duhul Sfânt și puterea duhovnicească de a tămădui pe cei ce cer cu credință. De aceea în Paraclisul Maicii Domnului găsim expresia: nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat. Mult poate rugăciunea Maicii la îmblânzirea stăpânului. Deci iată o formă prin care, de expresie teologică, dar și o descoperire deocamdată la nivel de expresie, că oricând parusia ar putea avea loc, dar rugăciunile Maicii Domnului și îndrăzneala către tronul lui Dumnezeu, îndrăzneala către Fiul Său, face ca oricând mânia lui Dumnezeu să fie schimbată în blândețe și bunătate, dreptatea lui Dumnezeu și iuțimea mâniei Lui la păcat să fie transformată în iertare și dezlegare. De aceea noi găsim la Iisus Hristos acea calitate, și aici aș putea spune două lucruri, se face un transfer genetic de fenotip. Deci, Dumnezeu este milă, bunătate, adevăr, dreptate, varsă Duhul Sfânt peste Fecioara Maria în cantitate nemăsurată. Duhul Sfânt va veni peste tine. Nu știm intensitatea și puterea lucrării acestui Duh Sfânt vărsat peste Fecioara Maria, pentru că noi nu știm cum lucrează. Știm doar că toate le împlinește cât le voiește. Și știm că precutinderea este și dătător de viață. Iar când pruncul zămislit în pântecele Fecioarei ia celula sau sămânța femeii, primește din bunătatea divină a Maicii Domnului toate calitățile pe care ea le are ca maică. Și îi dă putere în calitate de născătoare, în calitate de ocrotitoare a pruncului. Pentru că ea este cea care pleacă cu el în Egipt și vine înapoi. Ea îl aduce la praznice în Ierusalim, vine înapoi. Ea se duce și îl hrănește, ea se duce și îl culcă. Ea îi veghează timpul copilăriei